Vorbim despre meciul terminat de gătate 2-2 cu Cluj. Da. M-am așteptat un meci foarte greu. Am văzut toată săptămâna, un Chito care știe să joace fotbal, o primă repriză foarte slabă făcută de echipa noastră, toate că am început bine meciul. Am avut 1-0, încă din primele minute. După aia, două greșeli, la fel de mari cât casa, ne-au pus cu un 2-1 împotrivă, zic eu, meritat, după jocul nostru făcut din prima repriză. O a doua repriză foarte, foarte bună făcută de echipa noastră, cu atitudine, spirit de sacrificiu, 7-8 ocazii clare de gol. O echipă a Clujului, a doua repriză, care a făcut anti-fotbal. O echipă care, în momentele noastre bune ale jocului, se aruncau pe jos, intra mașinuța să-i scoată afară, se ridicau în picioare, ieșeau la margine, iar cădeau, iar se ridicau, erau lunetiși prin stadion. Cădeau, zici că au venit și așa se echipele. Asta e, asta au putut a doua repriză, asta au făcut. Din punctul meu de vedere, îmi felicit. Fericit băieții pentru a doua repriză, pentru că au înțeles ei să meargă și să încerce să câștige acest meci. În fiecare moment al repriză secunde, băieții și la 2-2 s-au dus peste adversar. Am avut ocazii foarte, foarte clare de a scrie. Astăzi n-a intrat mingea în poartă a doua repriză, se mai întâmplă. Dar nu mai trebuie să se întâmple greșelile care s-au întâmplat la primele două goluri ale Clujului. Da, m-am supărat în prima repriză. Au fost două greșeli copilărești de tipul de divizia D. Nu se poate așa ceva la acest nivel să fim așa naivi, să primim două goluri pe un joc care să nu spun prima repriză cât de cât au încercat să joace ceva. Nici luni pe Machado, care s-au luptat cu toți fundașii mei și au câștigat aproape 90% din duelurile cu fundașii mei. Deci, un singur jucător care ne-a pus mari probleme, Machado, în rest, fazele fixe care devin din ce în ce mai problematice pentru noi și, dar cum zic, sunt foarte mulțumit de repriza a doua, de cum au răspuns băieții în a doua repriză și plec cu un gust amar pentru că n-am scris de mai multe ori pentru că meritam lucrurile. Ce crezi că e de făcut acolo în centru apărării? Pentru că acum există și concurență și puțin ca număr mai mulți jucători. Se întâmplă să jucători să prindă o zi proastă și amândoi să prindă o zi proastă și se întâmplă ce s-a întâmplat. Stai, noi se întâmplă în fotbal ca unii jucători să prindă o zi slab. Important e că a doua repriză s-au revenit toți și cu mici retușuri la pauză. Am reușit ca doar repriză să am avut o emoție la tot, la fază fixă. În rest, n-am avut nicio emoție a doua repriză. Da, următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu Cisovski? Pentru că nu e primul meci la care face greșeli. De la vechi accidentare, nu și-a revenit, e obosit, ce? Nu, cum am mai zis, se întâmplă să prinzi o zi slabă. Eu dau că Cisovski a prins doar o zi slabă, atât tot. Ai cerut la pauză jucătorilor să mizeze foarte mult pe vici aruncate, care eu am văzut ai introdus și pe jucători în anul, pe nicolici. Dacă ați văzut doar ultimele 4 minute alea de prelungire, am încercat să profităm de înălțimea lui Maghera și Nicolici. În rest, atâta cât timp cât a pus mingea jos, am dus-o la margine și am venit cu centrări. Am avut 3 ocazii clare al lui Axente, una lui Zicu, una lui Curtean. Dacă le luăm așa, deci au fost ocazii foarte clare. Nu le-am zis lucrul ăsta. Am zis doar ultimele 4 minute, care un arbitru care arbitrează în Champions League dă 4 minute după ce s-au făcut toate schimbările. Și a doua repriză, v-am zis, s-a făcut un antifotbal, antijoc din partea CFR-ului, din partea Clujului. Asta dacă dă 10 minute de prelungire, data viitoare poate echipele mici nu se mai gândesc să stea numai pe jos, ca să scoată un amor de egal. Pentru ei valoros, scuze.
Aveți întrebări? Trăgea atenția da. Și Marian Iancu. Se întâmplă ceva în prima repriză, nu? Sunt deconectați, nu știu. V-am zis că începem meciurile, am început noi 1-0, credeam că Hatus va fi diferit și până la urmă tot meciul greu ni l-am făcut. Noi, pentru că nu au fost acțiuni care ne-au lăsat și acum, au fost greșeli individuale. Deci nu pot să zic că echipa Clujului a făcut, cum a făcut noi, doar repriză, acțiuni pe margine, pas în fața porții, pas al Maghiera pe linie și pas în fața porții și îmbrăcează Mircea Ținte cu poarta goală. Ce n-au avut așa ceva? Au avut, se bazează jocul lor pe acest lucru. Felicit Clujul cum și-au apărat, cum au putut acest punct. Și în rest, da, se întâmplă ceva, am insistat foarte mult să începe foarte bine jocul. Am început, am avut 1-0, după aia am căzut din nou. Nu îmi găsesc explicația ca întotdeauna doar repriză să fim peste orice adversar și să-i dominăm din toate punctele de vedere și în prima repriză nu reușim să facem lucrul ăsta. Alte întrebări? Mulțumesc. Mersi mult.